Avem un echipament de investigație imagistică super performantă, e vorba despre un sistem de RMN, care este cel mai nou produs în Germania și acum îl avem și în spitalul nostru. Pe lângă investigațiile de RMN de înaltă rezoluție și claritate, este special și sistemul de anestezie. Deci este singurul în regiune care, unde se pot face investigații sub anestezie. La RMN, pentru pacienții care au claustrofobie sau pacienții care nu pot să stea nemișcați 30 de minute sau 40 cât durează investigația, este o mare problemă. Mai ales că în interiorul magnetului, datorită câmpului magnetic foarte puternic, nu se poate intra cu instrumentele obișnuite. De aceea trebuie un sistem special și dedicat pentru investigații de RMN și acest sistem este cel care îl avem acum și îl instalăm și va fi deosebit pentru pacienții care au nevoie. Se pune în continuare muzică în căști, dar încă o noutate pe care o aduce acest nou aparat este că are un nivel de zgomot foarte redus. Nivelul de zgomot foarte redus și toate lucrurile adiționale, ambientale, produc scăderea stresului pacientului. Deci va fi mult mai ușor și mai acceptabil din partea pacientului să facă investigația. Asta din perspectiva pacientului. Din perspectiva medicului vor fi imagini de înaltă rezoluție și de claritate foarte bună care ajută medicul pentru diagnosticul de certitudine. Durata de scanare se reduce considerabil datorită capacităților aparatului. Deci pentru pacient investigația este mai rapidă, mai puțin traumatizantă din ceea ce privește claustrofobia sau statul magnet și în mai multă siguranță datorită sistemelor de monitorizare specifică pe care le avem. Este o achiziție de peste 1 milion de euro și este ceva unic în România și pentru prima dată este aici în Constanța. Rezonanța magnetică este cea mai importantă metodă de diagnostic în foarte multe afecțiuni și este absolut necesară într-un spital de chirurgie și într-un spital ultramodern, cum este Ovidius Clinical Hospital. Este vorba de tehnologie Siemens din 2017, este vârful de gamă pe care l-a scos această firmă. Este dotat cu toate softurile necesare, are toate antenele necesare, imaginile sunt superbe, iar pentru medicii noștri diagnosticul va fi foarte util. Cu ce vine nou acest aparat? În primul rând vine cu o calitate a imaginii perfectă, vine cu timp de examinare foarte, foarte scurți, ceea ce reduce disconfortul pacientului. Pacientul știm cu toții că trebuie să stea nemișcat pe o masă care nu este foarte comodă. În rest, în ceea ce privește confortul pacientului, are muzică, are aer condiționat, se poate comunica în permanență cu pacientul, putem face sedări. Se pot face tot felul de tipuri de sedare, inclusiv se poate examina pacientul intubat direct din terapie intensivă, adus la rezonanță magnetică și făcută examinarea. De asemenea, are secvențe speciale pentru pacienții care au implanturi metalice. Sunt foarte multe cazuri în care acești pacienți sunt excluși de la examinarea prin rezonanță magnetică, deoarece metalul interferă cu câmpul magnetic. În cazul acesta am eliminat artefactele metalice și vom putea face și copii, având în vedere că sedarea se face în magnet cu aparat de anestezie compatibil cu câmpul magnetic. Mulțumim OCH pentru încrederea pe care a manifestat-o. Pentru aceasta în noi, în partener, îi asigurăm de asemenea că le vom fi alături în viitorul care urmează, atât din punct de vedere al vânzărilor, dar și al activității de service, dar și al suportului pe parte de training de aplicație. Și vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor, celor care veți beneficia, să spunem, de serviciile, de investigațiile care vor fi făcute pe acest echipament. Și doresc succes și numai bine OCH în viitor. Mulțumesc frumos!